Denis Repka, omul de afaceri băimărean, celebru pentru poziția sa în echipa de campanie a lui Donald Trump, a murit într-un accident de motocicletă. Bărbatul în vârstă de 56 de ani se afla la o plimbare alături de mai mulți prieteni într-o localitate, între localitățile Cavnic și Budești. Cu puțin timp înainte de impact, caravana de motociclete a fost filmată de o cameră de bord. Cu detalii despre cumplitul accident vine Simona Vasia, care ne spune cum s-a întâmplat totul. Omul de afaceri venise de curând acasă în România și alături de alți prieteni făcea parte dintr-un club de motocicliști. De când a ajuns acasă în Baia Mare, acesta făcea ture împreună cu ei. Același lucru s-a întâmplat și ieri, doar că în această curbă pe care vă arată în imagini colegul meu, a alunecat pe șoseaua umedă, a căzut de pe motocicletă și a căzut exact sub parapetul de protecție. Medicii veniți la fața locului de urgență au început resuscitarea, dar din păcate nu au mai reușit să-l readucă la viață. Un elicopter SMURD a venit aici la fața locului și a așteptat ca omul de afaceri în vârstă de 56 de ani să-și revină pentru a-l transporta de urgență la spital. Din păcate, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Polițiștii, sub coordonarea unui procuror, au deschis în momentul de față o anchetă și fac verificări pentru a stabili cu exactitate cele întâmplate. Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul în vârstă de 56 de ani circula cu 30 de kilometri pe oră. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.